prezența record la concursul internațional Orfeus, organizat de Liceul de Muzică și Arte Plastice Constantin Brăiloiu, în parteneriat cu autoritățile locale, județene și cu ISJ Gorj. Anul acesta, la cea de-a 16-a ediție, peste 260 de elevi vor încerca să câștige trofeele competiției. Se vor duela elevi din Gorj, din toată țara, dar și din Serbia, Belarus și Republica Moldova. Gala laureaților va avea loc duminică, 27 mai, ora 9, la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Concursul internațional Orfeus a adunat sute de elevi talentați din toată țara, dar și de peste hotare. Este primul an care strânge la oaltă un număr atât de mare de participanți. Anul acesta avem un număr record de participanți, de concurenți. Sunt peste 260 de elevi de la liceele vocaționale din țară și din străinătate, din Belarus, Republica Moldova și Serbia. Ca o noutate, anul acesta am introdus două secțiuni noi, arta actorului și arte plastice, iar la muzică, canto clasic. Ne mândrim că am reușit să organizăm și anul acesta concursul Orfeus. Este un concurs foarte, foarte important, a 16-a ediție a concursului Orfeus, un concurs cu participare internațională. Ați văzut că sunt participanți și din Belarus, din Serbia și din Republica Moldova. Conducerea Liceului de Muzică și Arte Plastice din Târgu Jiu are experiență bogată, practic a organizat în fiecare an acest concurs. Participă pe lângă invitații din străinătate tineri de la liceele de muzică și arte plastice din aproape toate liceele din țară. Președintele juriului va fi Felix Golbach, fondatorul Filarmonicii Muntenia, lector universitar la Universitatea de Muzică din Târgoviște, dar și un cunoscut clarinetist la nivel internațional. În primul rând vreau să vă felicit că organizați un asemenea concurs de talie internațională. Târgu Jiu merită și județul Gorj merită pentru că aveți un liceu de artă care are nevoie de continuitate și un concurs care să dea vizibilitate națională și internațională. Muzica clasică astăzi este la dumneavoastră, acasă, 3 zile de regal muzical. Printre cei mai buni copii la nivel național și internațional vin la Târgu Jiu. Cu această ocazie și dumneavoastră vă arătați valorile locale care vor concura cu cele naționale și internaționale. Și asta e un lucru extraordinar, iar pentru mine este o onoare. Viceprimarul Adrian Tudor spune că acest concurs aduce cinste municipiului Târgu Jiu. Din momentul în care avem un număr record de participanți la Târgu Jiu, un oraș care, dacă nu va avea un viitor cultural, nu are rost să vorbim de ziua de noi. Acesta a fost și proiectul meu atunci când am venit viceprimar și pentru asta am fost alături de Liceul de Arte din prima clipă, regretând în fiecare zi că nu avem mai departe și o facultate de arte aici, acasă, la Brânci. A 16-a ediție a concursului internațional Orfeus se desfășoară în perioada 25-27 mai.